Salut! Mă numesc Aliona Radulov și sunt creatoare de articole din argilă polimerică. Mă ocup cu această artă de mai mulți ani, iar această comandă am realizat-o pentru școala primară din Ungheni, unde director este Anastasia Alexa. Aici sunt 20 de coronițe care vor fi înmânate la sfârșit de an școlar pentru cei mai buni elevi din școala primară Spiridon Vanghelie. Și iată că am reușit să execut la timp această comandă, pentru că retrăiam că nu o să încap în timp. N-am avut niciodată așa comandă mare, tocmai de 20 de coronițe, și spre marea mea bucurie și satisfacție am terminat cu mult mai înainte, dar nu fără ajutorul fiicei mele, Ana, care este o ființă atât de talentată, încât sper că o să ajungă foarte departe. Și nu numai sper, dar și cred în asta. Și iată că avem coronițe pentru fetițe, care le-am prins cu panglică verde, iar pentru băieți le-am prins cu panglică cafenie. Și totul este efectuat bine, se ține bine, are chiar și un design așa mai... Nu-i făcut pur și simplu, totul este gândit. Frunzele sunt prinse bine și sunt tonate cu vopsile în ulei. Nu se tem de apă, de căderi și așa, a fost foarte, foarte bine făcut, cu stăruință, și cred că o să le placă. Pe azi tot, tot ce am vrut să arăt, pentru că în 2 ore vine să ridice comanda cineva și am hotărât să fac o secvență video ca să-mi rămână în biblioteca mea de video, să-mi rămână și această faptă care eu am făcut-o și nu credeam că o să ajung să o izbutesc cu bine. Bine, mersi, vă urez tuturor o zi bună și numai realizări bune și desigur prosperitate!